Salutare de la mare depărtare! Este o zi cu soare și am ieșit din nou la plimbare cu trotii. Vorbesc în rime, ce zici? Ce părere ai despre mine? Înseamnă că scriești Albania, mai exact Vlora unde ne aflăm acum și de unde vă salutăm. Am văzut că e mare căutare și mare trend Albania în ultima perioadă. V-am arătat cum a fost anul trecut în Xamil și în Saranda și pe unde am mai fost. Mai aveți din Tirana, dar am mai rămas câte ceva și să vă arătăm pulsul de la fața locului de aici. Vă pregătim pentru la vară, pentru concediile de la vară. Noi suntem așa într-o plimbăreală, din nou prin Balcani. Unde am fost? Am fost în... În Skopje, în Ohrid, în Berat și aseară am ajuns în Vlora, pe care o să o explorăm cât putem astăzi. Doar astăzi stăm în Vlora, iar mâine dimineață o să plecăm către casă prin Meteora. Noi suntem ca spiridușii de colo-colo, o noapte într-o țară, cealaltă în altă țară, că așa ne place nouă și așa ne stă bine să călătorisim frumos. Bucurie mare pe capul meu, suntem pe plajă, o plajă imensă, foarte mare. Cred că aici vara vin oamenii la mare. Stațiunea asta e mai mult destinată familiilor cu copii, din câte am observat. Plaja e lată, puțin cam murdărică ce e drept, am văzut ceva gunoaie, dar să sperăm că în sezonul estival... Vor fi și mai multe! Așa, în depărtare avem larg, avem și insula Sazan, cea mai mare insula Albaniei. Acum, în luna martie, în luna în care ne aflăm noi aici, este destul de cald, foarte multă lume la plimbare. Oamenii în vârstă, copii, tineri, ies la plimbare pentru că temperaturile sunt destul de rezonabile, destul de plăcute, undeva la 18 grade. Nu vă lăsați păcăliți că sunt cu 70 pe mine, eu sunt mai friguroasă. Tătăiță a pus mâna la spate, a luat-o la pas. Așa încerc să mergi fără dinți, adică să filmez și să merg pe trotinetă. Foarte mișto promenada asta, și de mers pe jos, și pentru trotinete, biciclete. În stânga mea este plaja. E undeva... Te încarci cu energie printre toți palmierii ăștia, e o splendoare să te plimbi. Ce ai terase, stânga, să vezi ce facem noi, accident. Da, chiar aici în apropiere este și Tirana Bank, din câte am înțeles, nu pot spune din experiență proprie, se pot scoate bani de la bancomat fără comision. Eu pot confirma doar de banca Credins. De acolo am scos bani și a fost tot în regulă. De altfel este un bancomat relativ în apropiere de port. Ca și prețuri pe care le pot menționa, benzina e aproape 9 lei, motorina nu rețin, dar undeva asemănător. Iar pe la terase, noi aseară, de exemplu, nu știu, defalcat, dar am luat două cola și o bere locală și am dat 540 de lei. O pizza am observat că e în jur de 500-600 de lei. O cafea era aproximativ 100 de lei, depinde acum de care nație. Uităm de aceeași schema T de folosire a internetului, cartelă de la One Telecommunication din Albania, pe care o folosim în toți Balcanii de Vest, 1600 de lei, 2 luni valabilitate. Internet nelimitat. Bine, prima parte 30 ceva de giga viteză mare, după care nelimitat cu viteză mică.
Să vă arătăm și camera, veranda butic, 466 de lei pentru două nopți, în apropiere de port și avem și micul dejun inclus. Și pentru că timpul nostru e limitat și avem o singură zi, ce să faci mai întâi? Am fugit repede 10 km mai la nord de Vlora, pe o insulă superbă, cu un ponton minunat și cu o bisericuță aici în spatele nostru, cu niște istorisiri așa destul de interesante. Da, insula se numește Zvârneț. În spatele nostru se află pe această insuliță o bisericuță, o mănăstire construită conform unor scrieri în secolul X, conform altor scrieri în secolul XIII de către bizantini. În această mănăstire este chiar o criptă a unui duce bizantin trimis mai exact în anii 1081-1090 să rezolve mici probleme ale Imperiului în aceste părți. El și-ar fi găsit sfârșitul în această zonă neștiind cu exactitate care ar fi fost cauza morții sale. Dintr-o altă povestire aflăm că în urma invaziei normande de la sfârșit de secolul XI, în care Vlora a fost cucerită, a rămas în picioare doar cetatea Vlorei. Nereușind în fel și chip să treacă de zidurile acestei cetăți, soldații cotropitori au tras de partea lor soția comandantului unității de apărare a cetății, făcând-o pe aceasta să-și trădeze soțul și să deschidă porțile cetății, cu scopul de a o remunera și de a-i crea anumite beneficii. Ulterior, aceștia au închis-o totuși în trezidurile acestei mănăstiri, unde și-a găsit și sfârșitul. Și așa, ca o altă mențiune, aici în mănăstire a fost înmormântat și cel care a brodat primul steag albanez, care este folosit de Albania de la independența sa de 1912. Iar o altă mențiune, Vlora a fost prima capitală a Albaniei, bineînțeles pentru scurt timp, după care Tirana a devenit capitala, care este și actuala capitala țării. Și accesul către mănăstire se face pe acest ponton, unde avem brățuște, sute de flamingo, o vreme superbă! Un scurt rezumat, mașina se poate parca pe marginea drumului, gratuit. Aici nu fiind restaurante, ci doar o mașină care oferă sucuri și ceva cornuri. Ce n-ați mai văzut de mult? Sau ce ați văzut peste tot prin Albania? Buncăre, renumitele buncăre. Și aici unul. Și nu doar partea neapărat cea mai frumoasă, se lucrează. De asta suntem încântați să vedem că evoluează și se mișcă lucrurile pe aici. Și uite, ne ajungem și în centru, de fapt în orașul vechi. Eu sunt plăcut surprins, am reușit să văd niște poze de acum câțiva ani din zona asta, unde erau numai clădiri abandonate, distruse, și acum totul e frumos colorat și se lucrează într-un mare fel. De fapt, în toată Albania, dacă am fost un pic atenți, am văzut schimbări față de dățile trecute și chiar în scurt timp.
Ei, și cam asta a fost aventura noastră și nu puteam să încheiem altfel decât cu o superbisimă priveliște. Eu zic că am reușit să facem câte ceva. Acum ne aflăm în drum către Meteora și am ales să facem așa un mic ocol. Priveliștea din spatele nostru este absolut superbă și suntem mai exact în pasul Logara, relativ în partea cea mai înaltă a acestei trecători. Am ales să ocolim pentru a trece prin toate stațiunile de pe malul mării. Ne apropiem de Dermi, urmează Himare, Borș, nu le mai știu ordinea. O să trecem pe lângă Saranda, iar apoi către Vama Cacavie pentru a trece în Grecia. Și dacă vă place ce vedeți la noi pe canal, nu uitați să ne dați și nou un like, un share, un subscribe, să sune clopoțelul, ding, 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 ding. Dacă v-a plăcut, dați like și, cum spuneam, și în Turcia, dacă nu v-a plăcut, dați tot like. Și mai avem ceva drum către casă, ce zici? Pornim și noi? Da. Deci, prin urmare, să călătorisim împreună! Este probă pentru cum se aude, ce 2-10. Da, este probă. Am ajuns din nou. Mare bucurie, zici și de lângă ceva. Mișcă-te, mișcă-te. Mișcă-te cu mine acum.